Și aș vrea să citim cuvântul Domnului astăzi din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, versetul 13 la versetul 16. Evanghelia după Marcu, citim de la capitolul 10, începând cu versetul 13 până la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne Tată, îți mulțumim frumos pentru ocazia aceasta pe care o avem să fim încă o dată în prezența Ta și să ascultăm cuvântul Tău. Și Te rog, Doamne, ca Tu să ne vorbești potrivit cu voia Ta și să lași, Doamne, ca acest cuvânt să ajungă în adâncurile inimilor noastre. Tu, Doamne, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze cu libertate, cu putere. Și numele Domnului Iisus să fie încă o dată înălțat în locul acesta. Amin. Luați loc, vă rog. Într-o lume a durerilor, a suferințelor, a provocărilor și a temerilor de tot felul, căutăm binecuvântarea divină pentru noi și pentru copiii noștri. Și nu cred că pentru un părinte este o dorință mai mare și o bucurie mai mare decât aceea de a-i vedea pe copiii săi binecuvântați. Dacă stăm să ne gândim, toată viața noastră de când ne căsătorim și devenim părinți, ceea ce facem este să investim în copiii noștri. Ne dorim atât de mult să-i vedem cum cresc, cum devin oameni maturi și cum sunt binecuvântați din toate punctele de vedere, vrem să-i vedem realizați din punct de vedere uman, din punct de vedere profesional, familial, dar cred că cea mai profundă dorință a oricărui părinte este să-și vadă copilașii pe calea lui Dumnezeu. Este să-i vadă că sunt aproape de Domnul și că nu cresc ca niște sălbatici pe coclaurile acestei lumi. Că nu devin o pradă ușoară pentru Satana. Că nu devin carne de tun în războiul spiritual în care suntem angrenați, ci că ei sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu, că fața lui Dumnezeu strălucește peste ei, că favorul divin este asupra lor și că și ei, la un moment dat, își vor pune încrederea în Domnul Iisus Hristos, că păcatele lor sunt iertate și că, la un moment dat, când va veni vremea ca fiecare la rândul cetei lui să plecăm de pe pământul acesta, să ne revedem cu toții în ceruri, în împărăția lui Dumnezeu. Nu cred că este mai mare dorință pentru un părinte decât aceea de a ști că el și copilașii lui, familia, vor ajunge într-o zi în cer, în prezența lui Dumnezeu. Asta cred că ne dorim cel mai mult, fiecare dintre noi. Și n-am niciun fel de dubiu, dacă aș face un sondaj de opinie și v-aș întreba personal, ce vă doriți cel mai mult pentru copiii și nepoții dumneavoastră? Cred că asta v-ați dori și asta ați răspunde. Cel puțin asta ne dorim noi pentru familia noastră. Asta ne dorim noi pentru copilașii noștri cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dar vestea bună pe care o vedem în pasajul acesta citit este că binecuvântarea din partea lui Dumnezeu nu este o iluzie, nu este o speranță deșartă, nu este, cum spune englezii, wishful thinking, nu este nici măcar o utopie, este o realitate. Binecuvântarea divină nu este doar posibilă, nu este doar probabilă, este cât se poate de reală, slăvit să fie Domnul. El vrea să binecuvânteze. El se bucură să binecuvânteze. El abia așteaptă să binecuvânteze
și să se milostivească de noi. De aceea, când ne apropiem de tematica aceasta a binecuvântării, nu ar trebui să ne apropiem piperniciți, cu teamă, de parcă am încercat cumva să-L determinăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze într-un fel sau altul. Este bucuria Lui cea mai mare să-și reverse binecuvântările peste noi, doar să vrem să le primim. Acolo este problema, nu la El. Problema este la noi. Dacă vrem sau nu să primim binecuvântarea de la Domnul. De aceea, haideți să ne uităm la tematica aceasta a binecuvântării copiilor și deși vom vorbi despre binecuvântarea copiilor, o să vedeți că, de fapt, mesajul ne vizează pe fiecare dintre noi. Pentru că nu la întâmplare spune Domnul, dacă nu veți fi ca acești copilași, cu niciun chip nu veți putea intra în împărăția Domnului. Cu alte cuvinte, ne spune aici Mântuitorul, vedeți că nu e vorba numai de copii, e vorba și despre voi. Și orice spun despre copii, se aplică și nouă adulților, pentru că nu eu am inventat această analogie, acest paralelism. De fapt, Mântuitorul spune, deschideți ochii bine, pentru că atunci când vom vorbi despre copii, dacă vreți cumva să intrați și voi în împărăția lui Dumnezeu, să știți că nu este altă cale. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu până nu veți fi ca acești copilași. Dacă nu înțelegeți ceva legat de acești copilași, n-aveți cum să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, mesajul ne vizează pe noi toți și aș vrea să ne uităm în cuvânt și să înțelegem ce vrea Domnul să ne vorbească fiecare dintre noi astăzi. Primul lucru legat de binecuvântarea copiilor este accesul la binecuvântare. Și spuneam, este ușor să obții binecuvântarea Domnului sau este greu? Avem acces ușor sau este acces interzis? Sunt tot felul de trepte și etape și filtre prin care trebuie să trecem ca să ajungem la binecuvântarea Domnului? Sau Domnul oferă cu ușurință și cu plăcere binecuvântarea? Ei, aici răspunsul este un pic nuanțat. Pe de o parte, este foarte simplu să ajungi la Domnul să obții binecuvântarea, pentru că așa cum vom vedea, este dorința, plăcerea, este caracterul, inima lui Dumnezeu de a binecuvânta. Știți binecuvântare de unde vine termenul acesta? De la cele două cuvinte care sunt puse împreună, adică bine și cuvântare. Adică o cuvântare de bine, a vorbit de bine. Păi când a vorbit Domnul de rău? A vorbit El vreodată de rău? El când deschide gura și rostește ceva numai de bine, zice. Vă amintiți? Știți de ce există universul și lumea și noi? Că a vorbit Domnul de bine. Că de nu vorbea Domnul de bine, nu existam niciunul. A spus să fie lumină, și? E bună lumina. E bună. Dar de ce e bună? Că a vorbit Domnul de bine. Să fie universul, stele, planete, soarele, vegetații, animale, tot. De ce sunt toate astea? Că a vorbit Domnul de bine. Dar de ce a vorbit de bine? Că așa face El. Este în caracterul Lui. Deci, din acest punct de vedere, nu este nicio problemă să ai acces la binecuvântarea divină. Știți unde apar problemele? Că nu Dumnezeu pune bariere. Noi le punem. Oamenii au această capacitate năstrușnică de a face calea mai grea către Dumnezeu decât o face Dumnezeu însuși. Avem noi capacitatea asta care se numește lucru manual și uman de a îngreuna calea oamenilor spre Dumnezeu și spre binecuvântare. Da? Asta a fost în toată istoria omenirii problema și în toate sistemele majore religioase ale lumii veți vedea că fiecare religie a gândit tot felul de bariere între om și Dumnezeu și tot felul de lucruri pe care trebuie să le faci, de ritualuri pe care trebuie să le parcurgi, de mătănii și cazne și chinuri și câte și mai câte, că poate te va primi Dumnezeu. Și asta găsim în marile sisteme religioase, dacă vă uitați și în islam, chiar și în iudaism, în hinduism, în budism, în orice fel de mare religie ale lumii sau chiar mișcările religioase mai mici, toate vin și condensează o mulțime foarte densă de bariere între om și Dumnezeu. Singura religie din universul acesta, unde barierele între om și Dumnezeu sunt date la o parte, este creștinismul, slăvit să fie Domnul.
pentru că acea cruce a lui Hristos este cea care face legătura, anticipând și amintind de fapt de scara pe care a visat-o Iacov, de această legătură între cer și pământ, astfel încât îngerii Domnului să aibă autostradă liberă și să se poată coborâ din cer pe pământ și invers. Și Dumnezeu, prin moartea lui Hristos, a deschis această cale liberă spre Dumnezeu. Dar iată, în pasajul nostru, cine credeți că sunt cei care pun bariere? Avem niște părinți și când au văzut că Mântuitorul este între ei și când au văzut că Mântuitorul binecuvântează, au venit cu drag cu copilașii lor ca Domnul Iisus să se atingă și de ei. Dar au intervenit bodyguards de serviciu. Aceștia erau ucenici. Și de multe ori, oamenii care pun cele mai multe bariere, știi cine sunt? Cei mai religioși. De obicei, fețele bisericești, oamenii cei mai religioși, sunt cei care vin cu cele mai multe bariere între om și Dumnezeu. Și ucenicii și-au luat rolul foarte în serios, s-au suflecat așa mânecile și au spus: băieți, ia stați voi mai la distanță, vedeți că Mântuitorul este ocupat. În general, noi încercăm să discutăm cu oameni mai serioși, mai maturi, mai importanți. Gândiți-vă ce personalitate importantă calcă pe planeta noastră. Este Dumnezeu întrupat. Este Cel din veșnicie. Este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul. Este Păstorul cel bun. Este pâinea vieții, este apa vieții. Acum nu să veniți voi niște copilași? De obicei pentru copilași ai timp mai puțin, așa, mai... Când, dacă rămâne, la capitolul dacă mai rămâne. Și textul ne spune, versetul 13, că i-au adus copilașii, dar ucenicii au certat pe părinți. I-au certat. Mă, nu vă e rușine? Chiar așa? Nu vedeți ce persoană importantă este între noi? Bariere. Și aș putea da multe exemple, nu vreau să fie o predică lungă, dar dau doar exemplu așa de câteva ca să înțelegem și mai clar la ce mă refer. De exemplu, bariera faptelor bune. Ați văzut bariera asta? Probabil este cea mai clară barieră spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai făcut tu suficiente fapte bune ca să meriți binecuvântarea lui Dumnezeu, mă? Ia spune! Asta este mentalitatea omului. Și asta a fost întotdeauna. Vă amintiți de rugăciunea fariseului? Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul ăsta păcătos eu. Și a început să-și enumere faptele lui bune. Postez de două ori pe săptămână, dau zecială și din asta și din asta și m-am ferit și de cutare, eu nu-s hrăpăresc, nu-s certăresc. Nu... Doamne, eu am făcut niște fapte bune, pe cale de consecință, se merită să mă binecuvântez. Vameșul stătea departe, numai se bătea cu pumnul în piept și spunea: ai milă, Doamne, de mine păcătos. E, acum, Hristos ne dă și răspunsul. Cine s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și a obținut binecuvântarea? Domnul spune: adevărat vă spun că mai degrabă s-a dus acasă socotit neprihănit vameșul decât fariseul. Da? Pentru că nu ai nevoie de fapte bune ca să obții binecuvântarea lui Dumnezeu. Fapta pe care Hristos a făcut-o la Calvar este suficientă, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Când Hristos a dat viața pentru mine și pentru tine, a spus: s-a sfârșit. Păi dacă El s-a sfârșit, ce să mai adaug eu după ce a sfârșit El? Nu suntem mântuiți prin fapte. Suntem mântuiți prin har, prin credință, prin mila și îndurarea lui Dumnezeu pe care o arată față de noi. Nu mă mântuiește Dumnezeu pe baza performanțelor mele. Dimpotrivă, performanțele mele pun o barieră între mine și Dumnezeu. Nu-mi deschid drumul spre Dumnezeu. Nu-mi răspundeți cu voce tare. Dar haideți să ne răspundem fiecare dintre noi. Cine ar merita să intre în cer pe baza faptelor lui? Ai putea să te uiți în ochii Domnului? Sau să mă uit? Și spun: Doamne, eu am făcut suficient și am făcut ce trebuie ca să merit să intru în cer? De aceea, aceasta este o barieră. Altă barieră, bariera importanței, și în cazul nostru am văzut foarte clar, copiii nu erau considerați suficient de importanți de către ucenici ca să vină ei la Domnul. Dar Domnul are altă părere și nu mai intru aici în detalii. Bariera etniei. Vă amintiți de situația cu femeia samariteană, Ioan capitolul 4, când Domnul stă de vorbă cu ea și textul spune că în adevăr, iudeii și samaritenii nu au legături și mai departe, dar Domnul stă lângă ea, Domnul ascultă, chiar dacă era disprețuită și unii se bucurau, cum să spun, mai degrabă de alți păgâni decât de samariteni, erau foarte disprețuiți.
Și Domnul o mântuiește și pe ea și se apropie și de ea. Și oamenii pun tot felul de bariera banilor, bariera importanței, bariera statutului, bariera etniei, bariera faptelor bune. Pe toate acestea Domnul le dă la o parte. Și uitați-vă la reacția Domnului Iisus Hristos. În versetul 14 spune: când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat. Și textul în original este foarte dur. Spune că s-a indignat profund și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Și Domnul le contrazice și dă de pământ cu toată logica barierelor și spune: nu, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Au acces. Și vreau să vă spun, frați și surori, să nu uităm niciodată de ce suntem, cine suntem și cum suntem mântuiți. Să nu uităm niciodată că dacă suntem copiii Domnului, suntem prin harul lui Dumnezeu și că El ne-a primit așa cum suntem. Cum aveam noi o cântare veche: așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin, eu vin. Nu așteaptă Dumnezeu să devin mai sfânt, mai bun, să ating nu știu ce nivel, să fac nu știu câte fapte. Așa cum sunt, Domnul este gata să mă primească. Mântuitorul afirmă cu claritate în Matei 11:28, spune: veniți la mine. Și acum să vedeți că nu se aplică doar copiilor. Toți cei trudiți și împovărați. Și apoi vedem noi ce se va întâmpla. Nu. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. De asta suntem așa de multe ori obosiți în suflet. Că nu venim la cine trebuie. Credem că dacă mergem la psiholog, credem că dacă mergem în concediu, credem că dacă facem X și Y și mai câștigăm un ban în plus la salariu, credem și că se va rezolva oboseala sufletului nostru. Nu, nu, nu. Niciodată oboseala sufletului nu trece. Poți să dormi cât vrei, poți să mănânci ce vrei, poți să călătorești unde vrei, poți să faci ce vrei. O singură șansă este să treacă oboseala sufletului. Hristos, vină la mine și îți voi da o odihnă pentru sufletul tău. Pentru că oboseala sufletului, să știți de unde vine, nu vine din altă parte. Sufletul obosește dintr-un singur motiv: din cauza păcatului. Sunt păcate pe care le facem, conștiente, mai puțin conștiente, și păcatul aleargă sufletul. Și când obosește sufletul, obosește doar din cauza păcatului. N-are alte motive. Și dacă obosește din cauza păcatului, singurul antidot pentru oboseala sufletului este Domnul Iisus Hristos, Cel care ridică poverile noastre și a purtat poverile noastre la calvar. De ce cauți să bei apă din puțuri crăpate? De ce cauți să-ți rezolvi problema sufletului cu surogate? De ce crezi că jocurile pe calculator, că jocurile de noroc, că relațiile imorale, că băutura, că drogurile, că orice altceva poate să-ți liniștească setea sufletului, cariera, faima, nu știu ce? Când singurul care poate să desfacă această vrajă a păcatului și aceste efecte monstruoase ale păcatului este Domnul Iisus Hristos prin jertfa de la calvar, slăvit să fie numele Lui. De aceea alergați! Haideți să alergăm la cruce! Fără frică! Fără rezerve! Fără planuri B! Să alergăm și să spunem: Doamne, vin și eu să primesc binecuvântarea, la fel cum o dai copiilor, dă-mi-o și peste mine, nu numai peste copii. Și m-aș ruga ca astăzi să fie un serviciu de binecuvântare al nostru, al tuturor. Amin? Da, să fie al Mălinei. Dar pe lângă ea să fim și noi toți. Să primim o porție proaspătă de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Amin? Doamne, revarsă binecuvântarea Ta peste noi toți prezenți aici și peste familiile noastre. Revarsă binecuvântarea Ta. Deci, să nu ne uităm la bariere, dar știți că, pe de altă parte, asta mi se pare foarte ciudat, cei care de multe ori pun bariere spre binecuvântare sunt chiar părinții. Foarte interesant. În cazul nostru vedem că părinții au adus pe copii la binecuvântare, dar
De multe ori, părinții neglijenți, trăim drama mult prea multor părinți neinteresați de cele spirituale. Ei n-au treabă. Și îi spun, dacă pe mine nu prea mă interesează lucrurile spirituale, până la urmă este problema mea. Eu sunt mai puțin religios. Eu sunt așa o persoană mai boemă. Eu am alte priorități în viață. Sau invers, sunt mai pragmatic. Dar mă privește pe mine. Și mulți nu-și dau seama, frați și surori, că de fapt părinții neinteresați de Hristos sunt părinți care blochează accesul copiilor la Hristos. Sunt părinți care îi țin departe pe copilași de Hristos. Nu-i aduc la biserică, nu-i aduc la lecții biblice, nu-i țin interesați de cele spirituale, nu se roagă cu ei, nu-i învață de cuvânt, nu construiesc în ei caracterul lui Hristos. Îi consideră poate prea mici, îi consideră prea neimportanți. Nu este trist, nu este șocant că de multe ori cea mai mare barieră în calea binecuvântării copiilor sunt chiar părinții? De aceea nu pot decât să spun, Doamne, trezește-ne pe noi ca părinți. Ajută-ne să înțelegem că ce facem noi nu ne vizează doar pe noi, ci are impact și în viețile copiilor noștri. Și, Doamne, învață-ne, ajută-ne să învățăm de la exemplu acestor părinți din Marcu, din textul nostru, cum și-au luat copiii și, deși erau muștruluiți și certați de către ucenici, parcă văd, ca și cum erau cardinale ăștia, îmbrăcați așa în roșu, știi? Bine, ferchelbii, stați voi acolo, măi! Aveți audiență? Ați făcut programare? Nu puteți voi veni chiar așa la Hristos când vreți voi? Ce vă înghesuiți așa? De ce vreți voi să veniți chiar așa? Ei nu. Ei n-aveau nicio treabă. Știți cum e? Se fac în aud. Merg mai departe. Ei știau ce vor. Vreau contactul între Hristos și copiilor. Asta mi-aș dori să vedem și astăzi. Părinți care se fac că nu aud vocile acestei lumi, care îi strigă, hei, vină încoace, bani mai mulți, călătorii mai multe, distracții mai multe pentru tine, tu când o să te împlinești, tu când o să fii fericit, tu când o să-ți împlinești vise, hai, vină încoace, multe, multe voci care ne cheamă. Dar noi trebuie să ne facem surzi ca părinții din textul nostru și să avem o singură direcție, să ne ducem copiii la Hristos. Hristos să se atingă de ei și să-i binecuvânteze. Să nu fim noi barieră în calea copiilor, dimpotrivă, să fim facilitatorii, să fim cei care apropie pe copiii de Domnul. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Amin. Mergem la al doilea lucru. După ce am văzut accesul la binecuvântare, haideți să vedem și conținutul binecuvântării. Bun, bun. Îi aducem pe copii la binecuvântare, dar pentru ce? Ce conține această binecuvântare? Și dacă ne uităm la... din nou la partea a doua, versetului 14 și apoi chiar versetul 15 spune: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Dar ce le dau? Ce le dai dacă nu-i opresc? Până la urmă, spunem că suntem la binecuvântare și acum încă o să avem un serviciu de binecuvântare, nu? Dar ce? Ce binecuvântare? Cine dă Domnul dacă... Ce să primească Mălina dacă o aducem la binecuvântare? Care e ideea? Și atât ce spune textul. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Vedeți? Conținutul binecuvântării este împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, de fapt, ceea ce dorește să ne dea nouă și copiilor noștri, este împărăția lui. Nu la întâmplare, la un moment dat, ne confirmă multe pasaje, dar nu vreau să intru în multe detalii. De exemplu, Luca, la capitolul 12, versetul 32, știți ce spune Domnul la un moment dat ucenicilor și nouă tuturor? Nu te teme, turmă mică, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere ce? Împărăția! Dar câți cai putere are? Sau câte etaje are? Domnul nu gândește în termenii ăștia. Lucruri pe care noi de multe ori le vrem pe acest pământ. Domnul, vă dă cu plăcere. Ce, Doamne, îmi dai? Împărăția. Vrei împărăția? Ți-o dau cu plăcere. Vrei altceva? Mai discutăm. Poate da, poate nu. Îți dau și alte lucruri în măsura în care te ajută să primești împărăția. Dar dacă îmi cer lucruri care te încurcă să primești împărăția, nu ți le dau. Pentru că eu vreau să-mi primești împărăția. Vă dă cu plăcere. Auziți, ce ne rugăm noi când spunem Tatăl nostru aproape în fiecare zi? Vie ce?
împărăția ta. Cu alte cuvinte, zilnic ne-a învățat Domnul să ne rugăm ca dorința noastră cea mai mare să fie să vină împărăția. Doamne, dă-mi împărăția, vină împărăția. Și asta când te aducem pe copii la binecuvântare și noi toți, noi dorim de fapt împărăția lui Dumnezeu. Dar ce este împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu poate fi definită ca domnia lui Hristos, ca o lume în care regele mesianic, Domnul Iisus Hristos, imprimă alte valori, o lume diferită de lumea în care trăim. De fapt, când ne rugăm pentru Mălina și pentru copiii bisericii și pentru noi toți și cerem binecuvântarea Domnului, știți ce cerem de fapt? Ca ei deja în lumea asta să înceapă să trăiască ca și cum ar fi într-o altă lume. Ca într-o lume a durității ei să fie oameni ai milei, ca într-o lume a mândriei ei să fie oameni ai smereniei, ca într-o lume a războiului, cum e și acum în Ucraina, ei să fie oameni ai păcii, ca într-o lume a imoralității și a divorțului, ei să fie oameni ai fidelității, ca într-o lume a răzbunării, ei să fie oameni ai iertării, ca într-o lume a urii, ei să fie oameni ai iubirii, ca într-o lume pasionată de propria glorie, ei să fie interesați de gloria Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă o altă lume. O, ea va fi pe deplin când va veni Hristos a doua oară, va fi instaurată pe deplin, dar ea începe încă de aici, de pe pământ. Și noi pe pământ suntem oameni în lume trăind într-o altă lume. Întrupăm deja aceste lucruri aici pe pământ, fiind în lumea aceasta. Și când îi aducem pe copii la binecuvântare, noi de fapt asta spunem: Doamne, te implorăm, te rugăm, nu-mi lăsa copilul să fie ca lumea asta. Nu-i lăsa să alerge după același potop de desfrâu. Nu-i lăsa să vorbească la fel ca cei din lume, porcos și urât. Pune-le, Doamne, cuvinte frumoase în gură. Nu-i lăsa să mintă ca cei din lume. Pune-le adevărul tău în inimă. Doamne, nu-i lăsa să fie prinși de toate păcatele și potopul de păcate și mizerii și câte se întâmplă în lumea asta. Ci fă-i să trăiască, da, pe planeta asta, în lumea asta, ca și cum ar face parte dintr-o altă lume, dintr-o altă împărăție, din împărăția Domnului Iisus Hristos, cu valorile împărăției Domnului Iisus, cu principiile împărăției Domnului Iisus, sub domnia lui Hristos. Asta cerem când venim la binecuvântare. O, sigur că da. Ne dorim pentru ei și sănătate. Ne dorim să crească integri. Ne dorim să aibă o școală bună, să aibă bănuți. Ne dorim toate astea și Domnul ni le dă și pe astea, că e bun. Nu e nimic rău să-ți dorești asta. Dar să știți că atunci când ne aducem copiii la binecuvântare, în primul rând, nu asta cerem de la Domnul, ci cerem ca împărăția lui Dumnezeu să se coboare în sufletele lor. Și împărăția lui Dumnezeu să-i însoțească și cât vor trăi în această lume, să crească membrii într-o altă împărăție decât împărăția lumii. Dar cel mai important este că împărăția acestei lumi se află sub Satana. Și cei din împărăția acestei lumi se află sub robia păcatului. Și când noi aducem la binecuvântare, noi ne rugăm pentru copiii noștri ca Domnul să-i scoată, să nu-i lase în împărăția întunecată a celui rău și robiei păcatului, ci să le ofere mântuirea lui, să-i mântuiască. Asta ne dorim pentru copiii noștri. Și știți ce? Domnul spune că dacă vrem împărăția lui Dumnezeu și noi toți trebuie să ne facem ca niște copilași. Foarte interesant că atunci când sunt copilașii mici, cum sunt acum cei pe care îi aducem la binecuvântare, ei deja sunt parte în împărăția lui Dumnezeu. Domnul nu le spune: copiii trebuie să îndeplinească nu știu ce ritualuri sau trebuie să facă X sau Y sau... Spune: lăsați-i să vină la mine și nu-i opriți. Nu trebuie să se califice ca să intre în împărăția lui Dumnezeu când sunt mici. O, da, textul ne spune că ei, copiii de mici, în Psalmul 51, sunt zămisliți în păcat și au acest păcat luat de la Adam și Eva, de la protopărinți, și se nasc cu această înclinație spre păcat. De asta copiii mici când și ei mor. Că dacă n-ar avea niciun păcat, n-ar muri. Asta este problema. Preluăm de la Adam și Eva corupția. Dar cu toate acestea, copiii când sunt mici, ei nu conștientizează păcatul. Ei... Și Domnul nu cere de la un copil ceea ce el nu poate conștientiza, nu cere mai mult decât i s-a dat. La fel cum se întâmplă cu persoanele cu handicap și așa mai departe, mental și
nu are același rigor ca atunci când un om are parte de conștiință activă și înțelege când face bine sau rău. De aceea Domnul spune, lăsați-i să vină la mine, nu trebuie să treacă prin nu știu ce teste, căci împărăția este a celor ca ei. De aceea avem toate motivele să credem că un copil mic, care n-a ajuns încă să distingă între bine și rău, este un copil care are parte de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că așa spune textul, că împărăția este a celor ca ei. Și atunci, când noi creștem mai mari, care este diferența? Când noi învățăm ce este bine și rău, ce avem noi de făcut este să ne punem credința în Domnul Iisus Hristos și să primim împărăția la fel cum copiii primesc împărăția. Sunt două oferte care ne se fac, lumea asta sau împărăția lui Hristos. Noi trebuie să primim împărăția Domnului Iisus Hristos. Și nimeni nu poate intra în ceruri dacă nu o primește ca un copil, ca pe un dar. Până când nu scăpăm de mentalitatea asta că trebuie să câștigăm noi ceva puncte înaintea lui Dumnezeu, nu vom putea fi mântuiți. Vom putea fi mântuiți doar când spunem, Doamne, nu vine să cred ce ai făcut pentru mine. Mie nu vine să cred cât de mult m-ai iubit. Nu vine să cred cât de mult m-ai iertat. Doamne, nu vine să cred că ai milă și ce, Doamne, este extraordinar lucrul ăsta. Și când lăsăm la pământ toate pricinile noastre de încredere în firea pământească, cum a făcut Pavel, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, educat la picioarele lui Gamaliel, care am ținut, am făcut, plin de râvnă, până nu le-a socotit pe toate ca pe un gunoi, spune Filipeni capitolul 3, versetul 7. N-a putut vedea împărăția. Dar când le-a socotit pe toate ca pe un gunoi, a găsit îndreptățirea care se dă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul folosește această imagine și spune, vrei să ajungi în cer? Vrei să primești împărăția lui Dumnezeu? Ia uite-te la copii. Ia, uitați-vă când o să o aducem în față pe Mălina și să fiți, vă rog, atenți să vedeți cam ce condiții va îndeplini ea la binecuvânt, cam cât o să vorbească, cam ce o să spună, cam ce o să facă. Totul este un dar pentru ea. E un dar. Părinții o aduc înaintea Domnului și totul primește în dar. Ei, Domnul, așa trebuie să fiți și voi ăștia mai mari. Ca niște copii. Primiți în dar. Păi și chiar nimic, eu nu dau nimic, nu! Că pentru dar nu dai. Dacă dai ceva pentru dar, nu mai e dar. Înțelegi? Ca să fie dar, nu trebuie să dai nimic pentru... Primește-l! Păi dar e prea de tot. Așa este, așa e Domnul nostru. De aceea trebuie să spui glorie Lui. Că nu o să-L glorifici niciodată pe Dumnezeu cu adevărat, pentru că nu înțelegi că ți-a dat totul în dar. Câtă vreme mai este un rest acolo, mă mai glorific și pe mine. Păi da, eu am citit mai mult Biblia. Știa când dorm noaptea sau dimineața, eu mă trezesc de la 5, la 4, eu mă rog, eu sunt mai bun. Ăștia au lipsit la biserică, eu vin. Satana ne face să ne punem pricină de încredere în faptele noastre, crezând că în felul ăsta avem și noi un pic de acces la Dumnezeu. Și dacă facem așa, pierdem darul. Darul se primește ca un copil. Și Hristos este categoric. Fraților, să nu credeți cumva că poate sunt eu exagerez. Nu vă gândiți că exagerez. Eu nu fac decât să spun ce spune Hristos. A zis El așa, a zis, cu niciun chip nu veți intra. Nu cei mai mulți nu veți intra. Sau unii nu veți intra. Dacă nu vă faceți ca niște copii, nu există altă cale. Cu niciun chip nu o să intrați în împărăție. Adică până nu primiți mântuirea ca pe un dar, nu vă aștepta să fiți mântuiți. De aceea, știu că ni se pare prea frumos ca să fie adevărat. Dar asta e frumusețea creștinismului. Doamne, slăvit să fii Tu, Doamne! Asta e frumusețea mântuirii, frați și surori! Că Hristos a făcut totul. Că a plătit totul. Și că noi nu trebuie decât să întindem mâna să primim. Când Satana ne întinde mâna Lui și Hristos mâna Lui, noi să alegem mâna Lui Hristos. Asta e tot. E prea ușor? Oare de ce nu fac atâția oameni dacă e prea ușor? Dacă e așa de ușor, de ce nu fac oamenii? Și doar în încheiere,
Încă o dată, deși este foarte clar deja implicit, ne uităm la autorul binecuvântării, versetul 16, unde spune: apoi a luat în brațe și a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Autorul binecuvântării este Hristos. Și trebuie să înțelegem că până la urmă nimeni nu-i poate binecuvânta așa cum o face Hristos. De multe ori ne zbatem ca părinți, uneori suntem nemulțumiți. Nu v-ați reproșat niciodată că n-ați făcut ce trebuie pentru copii? Te mai uiți așa în oglindă câteodată? Și spui: Doamne, dacă făceam și eu un pic mai mult, dacă investeam mai mult, dacă mă pricepeam mai bine, da? Nu sunt un părinte foarte reușit. Nu sunt așa bun ca alții. Și îți vin tot felul de gânduri din astea. Nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să devenim părinți cât mai buni. Sigur că trebuie. Dar ține minte, nu tu îi binecuvântezi pe copii. Și nu eu îi binecuvântez pe copii. Hristos îi binecuvântează. Și dacă o să iasă ceva bun din ei, e mila Domnului. Și dacă este ceva bun din noi sau a ieșit ceva cât de cât, tot mila Domnului e. Așa e? Domnul lucrează. Și mie îmi tremură inima pentru copiii mei. Și mie ciudă că am greșit de multe ori. Dar știu că e cineva care îi face plăcere să binecuvânteze. Domnul Iisus. Și decât să citesc 1000 de cărți de parenting cu tot felul de sfaturi provenite din lumea asta, de la psihologi eșuați, prefer să-i spun Domnului Iisus: Doamne, ai milă de copiii mei și îndură-te și de ei și binecuvântează-i tu și pe ei, că știe Domnul mai bine ce să facă decât știu eu și decât toată înțelepciunea acestei lumi adunată la un loc. Și știți că Domnul, când îi binecuvântează pe copii, nu îi binecuvântează numai când ajung la 18 ani. Sau nu știu, când îi binecuvântează încă de mici. Știți că ei, copiii de mici, au o relație cu Dumnezeu? Îmi place foarte mult, și cu asta o să închei, sunt câteva exemple. Matei 21 cu 15 spune: dar preoții cei mai de seamă și cărturare, când au văzut minunile pe care le făcea, când a intrat Domnul în Ierusalim, și pe copii strigând în templu și zicând: Osana, fiul lui David! Wow! Textul ne arată că atunci când intră Domnul în Ierusalim, știți cine erau primii la lăudat? Copiii. Nu erau prea mici și prea neimportanți ca să-L laude pe Domnul. Și ei au strigat în limba lor cum puteau: Osana, fiul lui David. De multe ori noi credem că nu contează când îi auzim cântând prin casă cântecelele alea. Când îi vedem cum abia stâlcesc câteva cuvinte și rostesc un verset, credem că sunt niște chestii și mai și zâmbim așa, ne se pare ceva banal. E ok să zâmbim, dar să știți că Domnul primește închinarea lor. Domnul primește lauda lor. Pentru că Domnul privește altfel la lume decât cum privim noi prin toate filtrele despre care vă spuneam la început. Până și în pântece aș îndrăzni să spun. Acum știu că întind un pic coarda, dar ce să fac? Îmi place subiectul și simt că aș vrea să o întind un pic. Știți când era Ioan Botezătorul în pântecele Elisabetei și a venit Maria și ce spune? Ce cum am auzit glasul tău, ce mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Se pare că e o reacție a lui Ioan la Iisus încă de când era în viața intrauterină. Nu știu dacă se întâmplă așa chiar în cazul tuturor, și nu vreau să fac o greșeală exegetică majoră. Dar mă întreb, o pun ca pe o posibilitate. Dacă cu Ioan s-a putut, de ce nu s-ar putea și cu ai noștri? Zic și eu. Adică dacă cu el s-a putut și s-a bucurat în pântece de Domnul Iisus, de ce nu s-ar putea bucura copiii cu care surorile sunt însărcinate chiar din pântece de Domnul Iisus? De ce nu? Dacă până și psalmistul spune în psalmul 139 că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, spune. Păi eu cred că atunci când ochiul Domnului vede pe un copil, nu-l vede dezinteresat, așa numai. Ce, te-am văzut, ești pe acolo. Asta terminul acolo de o relație. Se pare că există o relație între Dumnezeu și copiii din viața intrauterină. Din lumea intrauterină. Există. De aceea avortul este întotdeauna rău. Pentru că avortul curmă o relație care există deja între Dumnezeu și un copil nenăscut. Ce încerc să spun cu toate astea? Că povestea asta a binecuvântării
Nu e ceva spre care țintești când ajungi la vârsta cu tare, când ai îndeplinit nu știu ce, când ai absolvit școala duminicală, când ai făcut... Ci este ceva ce începe încă de când ești în pântecele mamei tale și apoi după ce te-ai născut, copilul este adus și apoi toată viața trebuie crescut în această binecuvântare a Domnului. Și cel care poate binecuvânta este Domnul. Vreau să închei spunând că mesajul acesta și ce urmează acum nu e doar despre Mălina, da. Sigur, noi ne bucurăm de ea în mod deosebit astăzi. Foarte mult ne bucurăm. Dar este despre noi toți. Domnul nu vrea să o binecuvânteze doar pe ea. Vrea să te binecuvânteze și pe tine. Pe toți cei dragi ai tăi. Nu te teme, turmă mică, că Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Dacă asta vrei, dacă vrei împărăția Domnului, cu siguranță Domnul vrea să-ți dea binecuvântarea asta. Dacă vrei alte lucruri, nu știu. Aia mai rămâne de discutat. Dar dacă vrei împărăția, Domnul abia așteaptă să o dea. Dar ce trebuie să fac? Întinde mâna. Atât. Ăsta e gestul credinței și al pocăinței. Întinde mâna ca să primești. Nu spre celălalt, că mai stă unul cu mâna întinsă. Întinde mâna spre Hristos. Și mă rog ca Domnul să reverse binecuvântarea Lui reală peste noi toți. Amin.